Guvernul planifică să vaccineze 95% dintre angajații care au contacte cu cetățenii. Acest indicator urmează să fie atins până data de 1 decembrie. O decizie în acest sens a fost aprobată de Comisia Națională de Sănătate Publică și vizează pe transportatorii de călători, poștași, vânzători sau angajații băncilor. De asemenea, Comisia va interzice din 8 noiembrie toate evenimentele private, inclusiv nunțile. Autoritățile spun că țara a ajuns în situația în care ordinele guvernului nu mai trebuie discutate, ci executate. Мы сейчас уже находимся вот уже в красной зоне. У нас 308 случаев на 100 тысяч населения. Это красная зона. Это ургентное состояние. Здесь уже, как я говорю, как во время войны, приказы не обсуждаются, приказы выполняются. А теперь уже не время вас убеждать и говорить вам о том, что нужно вакцинироваться, и чтобы вы не попали в реанимацию, и чтобы вы, не дай бог, умерли, а для того, чтобы вас защитить. И теперь нужно просто выполнять. Primii care vor fi chemați să se vaccineze până în 1 decembrie vor fi vameșii, polițiștii, poștașii, angajații băncilor, primarii, consilierii locali și toți angajații din structurile autorităților locale și centrale. Это моя обязанность сказать, что вакцинация нужна вам. Нужна тем, которые работают в ресторане, которые работают в различных ночных клубах, для тех, которые работают в общественном транспорте, для тех, кто работает на почте, в банке, для тех, кто работает в садиках. Это люди, которые подвергают себя риску заболеть и перенести эту инфекцию, передать эту инфекцию другим людям. Vor fi chemați la imunizare și angajații din primării, consilii locale și raionale, din ministere și chiar din parlament. Din cei 101 deputați, până acum s-au vaccinat 87, dar pe lângă parlamentari în legislativ mai activează peste 200 de angajați tehnici și auxiliari. 89 dintre aceștia nu doresc să se vaccineze, de aceea problema promite să fie rezolvată de președintele parlamentului. Eu mi-am permis și am solicitat lista acestor persoane. Am organizat și o întâlnire cu aceste persoane, cele care erau la acel moment disponibile să vină la întâlnire. Am încercat să le conving și deja să fie o tradiție, în fiecare săptămână eu să mă întâlnesc cu personalul nevaccinat al Parlamentului. Nu vor scăpa de imunizare nici șoferii de autobuze, microbuze, troleibuze și taximetre, precum și angajații din domeniul Horeca. Ultimii declară că decizia de a se vaccina a fost impusă până la o hotărâre oficială în acest sens. În caz contrar, riscau să-și pierdă locurile de muncă. Când te-ai vaccinat? Am deja 2 luni. Cam așa. Dar de ce ai decis să o faci? Fiindcă, prin una, că suntem impuși de lege, iar prin alta, că dorim să funcționăm. Avem nevoie de salarii, nu trebuie să fie obligați, dar nu putem să facem nimic împotriva la aceasta. Suntem nevoiți. Nu am fost infectată, dar sunt vaccinată. Am fost, mai bine spus, obligată să mă vaccinez. După care asta a fost o decizie personală. Pentru a activa în domeniul în care lucrez. De altă parte, majoritatea taximetriștilor care nu sunt vaccinați declară că vor demisiona dacă imunizarea va fi obligatorie pentru ramura lor de activitate. Montuim lucru. Cum se începe vaccina, cum montuim lucru. Lepădăm lucru. De ce? Nu vrem să ne vaccinăm. Nu cred în vaccină. Asta este prostie. O să vă vaccinați sau sunteți vaccinat? Nu, nu o să vă vaccinați. De ce? Așa. De tot că nu cred nici un vaccin. O să pierdeți atunci locul de muncă sau ce o să faceți? Nu, nimic strașnic. O să-mi găsesc alt lucru. Lumea să rămâie fără transport. Nu vreau să îmblic cu transport public. Принуждать? Я не согласен с этим. Это уже по желанию человека. Захочет он или нет. А так, насильно, конечно, нет. Я не согласен. А вы вакцинированы? Нет. Почему? А зачем? Чтобы работать хотя бы. Nici la oficiile poștale situația nu este mai bună. Administrația întreprinderii recunoaște că doar 50% din angajați sunt vaccinați. Cei care refuză să se imunizeze invocă frica față de efectele serului sau contraindicațiile medicale. Din personal care sunt la ghișeie, sunt aproximativ 10 persoane vaccinate.
din 19. Din 19. Restul care mai au boli asociate, le e frică, tinerii la fel, le e frică să se vaccineze. Comisia Națională de Sănătate Publică a mai stabilit că din data de 8 noiembrie în țară nu vor mai putea fi organizate evenimente private. Este vorba de nunți, botezuri, mese de pomenire sau mese festive. Totodată, accesul în sanatorii și instituții de reabilitare se va face obligatoriu în baza testelor, indiferent dacă persoana este vaccinată ori nu.